Bună, dragii mei, aceasta este întâlnirea voastră pentru săptămâna 12-18 decembrie. Să vedem variantele pentru voi, dintre care puteți să alegeți. Avem așa, pentru numărul 1, avem aici strămoșii, înțelepciunea, și numărul 2, trezirea, a trezi sau acea tobă. Deci numărul 1 și numărul 2. Alege ceea ce simțiți, ceea ce vă atrage. Mergeți pe intuiție întotdeauna, pentru că acolo sigur este un mesaj pentru voi. Pentru cei care au ales numărul 1, strămoșii, avem aici înțelepciunea. Să vedem și celelalte cărți de oracol, din acest oracol pe care nu prea l-am mai folosit în citirile mele, dar îmi place foarte mult. Avem acolo aer, creativitate, avem și imaginație, am vrut să se mai arate și a zbura acolo, dar să vedem cărțile care au vrut să iasă mai întâi. Avem păsări, libertate, da? Am zis creativitate în partea stângă, cu elementul aer. Poate aveți de-a face cu sodii de aer în această săptămână, în mod special, balanță, gemeni, vărsător. Să vedem și cărțile de tarot pentru voi. Avem valetul de monede. Vreau să zic valetul de bâte, da? Cine știe? Doi de monede. Puterea. Alături de 7 de bâte, 6 de spade. Avem aici și 6 de bâte și asul de cupe, ce frumos. O victorie, o reușită cu 6 de bâte acolo și avem de 2 ori 6 care vorbește despre corp, vorbește și despre sexualitate, 6. Vorbește despre energia vitală, da, creatoare, până la urmă, despre alegeri și despre a face ceea ce îți place. Și totodată să-ți placă și de tine. Avem la baza pachetului valetul de cupe. Și era și un eremit acolo. Interesant, poate să face cu o fecioară sau e o căutare interioară în această săptămână care poate se lasă puțin așteptată sau în orice caz o mai amânați ceva timp sau poate a tot fost această căutare interioară de foarte mult timp. Cu 6 de spade, 6 de bâte, clar de acolo o deplasare. Poate unii dintre voi chiar vă deplasați, mergeți undeva nou, mergeți undeva unde să vă recreați pentru că avem aerul, poate aveți nevoie să vă schimbați energia, poate simțiți nevoia să călătoriți, să comunicați. Cărțile din oracolul lunii, avem așa, ți se pus la încercare angajamentul. Și cealaltă carte. Mai extrag încă o carte pentru voi. Uite, ieși din zona ta de confort, frumos. Deci e și ideea asta să ieși din zona de confort. Să experimentezi. Cheia este comunicarea luna nouă, semnul gemenilor. Uite că tot am zis de aer. Foarte multă energie de aer în această săptămână pentru voi. Energia de aer vorbește și despre comunicare, vorbește despre creativitate, despre expresia de sine, să te exprimi foarte mult, să fii foarte dornic să te exprimi, să treci dincolo de aceste frici în ceea ce privește exprimarea, deci să spui foarte mult adevărul pentru că te va ajuta foarte mult. Deci multe, multe cuvinte. Așadar, o săptămână frumoasă, plină de creativitate. De acolo avem strămoșii, cartea pe care voi ați ales-o. Poate că ar fi indicat în această săptămână să comunicați cu bunicii voștri, în mod special am simțit să zic, cu familia voastră, cu părinții voștri sau cu niște persoane care sunt mai în vârstă, care au mai multă experiență de viață. Poate simțiți nevoia să comunicați și cu persoanele care nu mai sunt pe plan fizic în această lume. Și asta ar fi interesant pentru voi să vă să simțiți că primiți ghidare din partea lor.
În mod special îmi atrage atenția o persoană, un bărbat, din cartea aceasta cu strămoșii. Deci poate este un bărbat din familia voastră, un bunic, un tată, un frate, un prieten care nu mai este printre voi și care poate ar vrea să comunice cu voi sau este, se uită la voi. Și cu creativitate, nu, avem libertate, uite, păsări. Foarte frumos. E o săptămână foarte creativă pentru voi, plină de creativitate sau de libertatea în exprimare sau ar fi important să fiți foarte liberi în exprimare, că tot avem cheia, este comunicarea. Luna nouă, semnul gemenilor, poate vreți să și creați ceva, să începeți ceva, să începeți o comunicare, o conversație, de fapt, cu cineva. Poate asta ar fi primul indiciu. Am simțit ideea asta de blocaje. Poate că aveți, unii dintre voi simțiți că aveți un blocaj în comunicare, poate de foarte mult timp și poate trebuie să găsiți de unde vine acest blocaj. Poate are de-a face cu niște strămoși, de-ai voștri, cu cineva din neam, din familie și să înțelegeți de unde pleacă un blocaj. Că simt că e ideea asta de blocaj aici, de test, cu 7 de bâte acolo, e și ideea asta de a fi pus la încercare, de a fi provocat, de a trece peste niște blocaje, impedimente, teste și așa mai departe. Și trebuie să vă eliberați, că tot avem acolo freedom cu păsări, cu libertate. Trebuie să vă eliberați de aceste lucruri, să vă creșteți și mai mult energia, frecvența, pentru că este acolo o spirală în imaginea cu păsări. Să vă creșteți și mai mult energia de la zi la zi sau, în orice caz, să lucrați pe acest, pe evoluția voastră și astfel vă debarasați și de aceste teste, de aceste blocaje, în mod special, niște blocaje poate pe chakra comunicării, că tot avem aer aici. Primele cărți de tarot acolo cu valetul de monede, 6 de bâte, asul de cupe, e frumos. Parcă e o energie foarte nouă, poate vreți să începeți ceva nou pe plan financiar și pe plan profesional și sunteți încurajați, adică aveți aici multe cărți, multe cărți, două cărți în mod special care sunt pline de satisfacție, de fericire, de împlinire, cu 6 de bâte și cu asul de cupe reușiți oarecum să vă și bucurați de ceea ce faceți pe plan profesional, în mod special, pentru că avem asul de cupe, deci e ceva care vă oferă și multă satisfacție emoțională, dar și să reușiți totodată pe plan profesional cu 6 de bâte, să fiți recunoscuți, în mod special, că e o carte care vorbește despre a fi recunoscut și admirat pe baza a ceea ce ești, pe baza poate proiectelor voastre, veți fi foarte admirat sau mult mai admirat în această săptămână. După care avem 2 de bâte și 6 de spade. Ei oscilați aici, oscilați. Nu știți ceea ce, poate nu știți ce să faceți, încotro să vă îndreptați, poate pe plan mental, că avem 6 de spade pe plan mental, nu știți încotro să vă îndreptați atenția, deci nu pe plan profesional, acolo e altă treabă, dar aici pe planul psihic mai mult, de aceea apare și cartea asta cu wisdom, cu înțelepciunea. De aceea poate trebuie să căutați în înțelepciunea strămoșilor voștri, să vă conectați cu ei, să vă conectați la energia lor și la energia voastră din interiorul vostru, pentru că toți suntem conectați între noi, mai ales rudele de sânge. Și aveți acea înțelepciune pe care poate un bunic de-al vostru foarte îndepărtat a avut-o sau știți chestia asta. Adică e ceva ce ține de neam în această săptămână. Poate o să descoperiți mai multe lucruri față de neamul vostru. Poate o să vă conectați și mai mult cu neamul vostru sau cu oamenii din neamul vostru, cu strămoșii voștri, da? Deși cu persoane care nu mai sunt acum pe plan, în plan fizic și care poate au încă multe povești pe care voi nu le cunoașteți, încă nu le-ați aflat și s-ar putea să vă ajute înțelepciunea lor, că e acolo înțelepciune. Dar e un bărbat în mod special, un bărbat care poate că vă privește cu foarte multă blândețe. E un bărbat care vă privește cu foarte multă blândețe și înțelepciune. Cum am și zis, poate să fie un bunic. E cineva care are foarte multe, sau a avut multe lecții spirituale
și care a trecut prin foarte multe lecții spirituale în, la viața sa. Și de aceea poate trebuie să vă și eliberați, aveți nevoie de chestia asta, aveți nevoie de sfatul ăsta, poate neapărat strămoșii, poate încă persoanele bunicii pe care încă îi mai aveți în viață, să comunicați cu ei, cu părinții voștri, cu unul ce caz o persoană care are mai multă experiență de viață, o rudă de-a voastră, care simțiți că rezonați foarte mult și care să vă ajute așa să vă faceți o viziune mai bună, mai amplă, privire la viața asta așa. Că uite, ți-ai pus la încercare și angajamentul. Poate vrei să te înham la ceva foarte important în care trebuie să te implici mai mult și ai nevoie de mai mult angajament. Poate e o relație cu o persoană total diferită față de tine. Și cu puterea și cu șapte de bâte am zis clar că este vorba despre putere. Despre puterea de a trece peste niște obstacole, peste niște teste, peste niște blocaje, în mod special pe partea asta de comunicare. Cu puterea și cu șapte de bâte. Poate că veți primi și un apel important. Dacă, nu știu dacă s-a auzit apelul. Din când o să încarc clipul pe YouTube, poate primiți un apel important, poate primiți un apel din partea unei persoane dragi pe care n-ați mai văzut-o de foarte mult timp sau în orice caz o persoană dragă cu care să comunicați, să vă împărtășiți ideile, experiențele. Aici e vorba despre niște experiențe impresionante așa de viață, niște experiențe frumoase de viață, ca și cum comunicați cu persoane dragi. E așa un flux de energie de ăsta continuu, de creativitate și de a împărtăși niște idei și poate niște lecții spirituale frumoase în această săptămână. Ca zodii avem clar zodii de aer, balanță gemeni vărsător, avem și leu, săgetător, pești, scorpion, berbec, taur și fecioară. Și gemeni am zis, da, de gemeni în mod special iese în evidență. Ca zodie. Interesant, da. Asta cu strămoșii, într-adevăr, este cartea pe care ați și ales-o. E important să vă conectați cu rădăcinile voastre, cu familia voastră, să înțelegeți poate de unde veniți, ce anume se întâmplă, ce anume și blocaje au existat în familia voastră și dacă există și la voi acele tipare interesante care poate s-au tot repetat, există o știință care se ocupă cu așa ceva, psihogenealogia, și poate sunteți curioși să aflați mai multe lucruri de genul acesta. Eu am aflat de ea de la Edith Cadar, îmi place foarte mult și vă împărtășesc și voi ce am aflat de la ea. De la ea am auzit de această știință. Da, e o săptămână frumoasă, plină de creativitate și de libertate. Libertatea de a gândi, libertatea de a comunica și de a vă exprima întotdeauna, mai ales în această săptămână, să vă exprimați adevărul. Cam atât am pentru voi, dragilor. Vă mulțumesc că v-ați uitat și noi ne revedem data viitoare. Pentru cei care ați ales cartea aceasta cu Awaken, a trezi, da? Avem drum acolo, tobă, da? Un instrument muzical folosit în mod special în zonele astea în America. Erau șamanii care foloseau tobele în mod special. Indienii, așa, indienii mai mult. Avem cărțile astea pentru voi. Copacul vieții, ea concepe, conceperea. Creația, de ce nu, că e copacul vieții. Și avem bogăția acolo, în
partea dreaptă, bogății sau bogăție, bucate, foarte multe lucruri pe care poate le primiți în această săptămână, foarte multe daruri frumoase, cartea de tarot, cărțile de tarot, să le luăm așa. Mai întâi să le pun pe toate. Ok, de la stânga la dreapta, 10 de bâte, 3 de cupe, împărăteasa, 3 de spade, regina de spade și spânzuratul. Iar la baza pachetului, 8 de cupe. Awaken, da? Se trezește ceva în voi. Treziți în voi această energie a împărătesei, energia de creație, că tot avem acolo Tree of Life, da? Copacul vieții. Frumos, că și împărăteasa vorbește despre a crea viață. Nu lăsa mândria să devină un obstacol în calea ta. Avem aici luna plină semnul leului. Probabil că aveți parte de multe bogății în această săptămână, multe bucate. Ești suficient de bun exact așa cum ești. Și avem aici, urmează un nou început. Și te așteaptă un rezultat în care toată lumea va avea de câștigat acolo, lună plină în balanță, parcă era. Ok. O săptămână bogată pentru voi, așa simt. Ați ales toba, da? Trezirea, awaken, a trezi, trezit. Treziți în voi așa o sete de creație, de cunoaștere, poate pentru unii dintre voi, de a concepe ceva. Poate unii dintre voi, unele dintre voi chiar vor un copil, poate vor o familie, dar evident doar cine vrea, pentru cine rezonează cu acest mesaj. Sau să vă întemeiați o familie, de ce nu? Poate vă vine așa în minte ideea asta, gândul acesta, sămânța asta, că tot e acolo o sămânță. O ghindă. De a sădi ceva stabil, trainic și prosper. Un nou început, că tot am zis, urmează un nou început. Deci vreți, se trezește în voi această pasiune, poate că și prin ritm, poate și că prin muzică, începe să puneți în mișcare energia, să vă mișcați voi poate mai mult sau poate să dansați mai mult, să ascultați mai multă muzică în această săptămână și asta poate să fie un impuls, poate să fie un reper, poate să fie un mesaj, un semn, prin care corpul vostru, sufletul vostru începe să recepteze sau să primească, da, mesajul acesta de a concepe ceva nou în viața sa, de a începe ceva nou și chiar și de a reuși cu 3 de cupe, da? Avem acolo prieteni, poate chiar sărbătoriți, poate cineva din jurul vostru, din familia voastră, dintre prietenii voștri, aflați că, nu știu, urmează să aibă un copil, cineva din viața voastră, un prieten foarte apropiat, o persoană dragă vouă, aflați că, nu știu, a rămas însărcinată sau pur și simplu are succes în afacere, are succes în viață, celebrați ceva, sărbătoriți, chiar văd chestia asta cu 3 de cupe și 10 de bâte după o perioadă foarte lungă în care poate a fost mai greu, a fost mai dificil, poate chiar voi sunteți această persoană care vreți să celebrați acest nou început, această sămânță nouă pe care vreți să o plantați, acest impuls pe care îl aveți în această săptămână și cu 10 de bâte, mai ales după o perioadă în care poate v-ați preocupat să curățați foarte mult și în sfârșit, după lungi curățări sau purificări, că tot am văzut în cealaltă etalare, în ultima etalare de pe canalul meu, că era vorba despre purificare, poate după această curățare, purificare interioară, cu 10 de bâte, de aici care își strânge bâtele, își strânge tot ce a realizat el până acum, că e vorba despre acțiune și face curat, face curățenie, se bucură în sfârșit și celebrează, sărbătorește. Deci ori voi, ori o persoană dragă face acest lucru, dar evident luați cum simțiți că rezonează. Evident e vorba și despre energia voastră, mai ales. Și mai ales că avem și a trezi. Deci treziți în voi spiritul acesta de a conduce, de a fi un lider, pentru că avem acolo și leu. Poate vă simțiți și mai mândri, mai
mai bine, aveți mai multă încredere în voi, în energia voastră, că avem acolo energia leului. Vă simțiți mai bine în pielea voastră și cumpărăteasă, simțiți nevoia asta de a crea, de a ieși dintr-o stare de 3 de spade, deci de 2 ori avem 3, nu, de 3 ori avem 3 chiar, cu 3 de cupe. Deci e mult pe expresivitate, pe a crea, pe expansiune, pe comunicare, foarte, foarte mult e pe comunicare și pe creație la voi în această săptămână. Și în cealaltă etalare era cam la fel, dar aici parcă e așa o chestie de asta în care sunteți foarte în centrul atenției și e o creație bogată pe partea asta financiară, în mod special, sau pe partea asta materială. Acolo era o creativitate pe partea aia de comunicare și pe înțelepciune și pe conversații inteligente, dar și aici e mai mult pe partea asta de a sărbători, a celebra, ceea ce e frumos, și ambele variante, ambele etalări sunt frumoase în felul lor. Așa cum am și zis, deci împărăteasa și 3 de spade. Ideea asta de a transforma, poate de a schimba, poate că e o durere, uite, interesant cum se leagă, durerea aia, awaken, vă trezește, durerea aia, suferința aia, dezamăgirea, 3 de spade, poate niște adevăruri dureroase, poate o realitate dureroasă vă trezește, la realitate vă trezește spiritul ăsta de conducător, tu simți ideea asta de conducător, de a celebra, de a sărbători, de a crea, de a fi propriul vostru creator, împărăteasa, da? De a crea frumusețe în viața voastră, că e Venus aici, deși dorința asta de a fi frumos și vă doriți și mai mult în săptămâna asta să arătați bine, să fiți frumoși, să mâncați bine sau să faceți activități care să vă ridice stima de sine și să și primiți. Avem acolo o bogăție. Vă simțiți poate și mai bogați și financiar, poate veți și primi ceva în mod special mâncare, de ce nu, că avem acolo bucate, dar și situații care să vă facă experimenta sau experiențe care să vă facă să vă simțiți bogați, creativi, să vă simțiți bogați mai mult, ăsta e cuvântul aici la voi, bogați și trezire, vă simțiți treziți, e ceva care se trezește în voi. Cum am și zis, poate un impuls, poate prin muzică realizați chestia asta, poate prin niște semne pe care le primiți prin tot prin muzică, tot prin ritm, tot prin... poate unii dintre voi chiar aveți tobe, poate vă plac instrumentele, sunteți pasionați de instrumente și, nu știu, vă vine așa o idee, începe să cântați la instrumentul ăla, începe să cântați mai mult cu vocea, să... Și pur și simplu vă eliberați așa și poate și de o energie de asta stagnantă, de o energie care e veche, învechită, cu 10 de bâte acolo, 3 de spade și cu o durere, de o durere poate, și durerea asta v-a alimentat acea energie veche. După care avem regina de spade și spânzuratul. Expansiune, da, din nou ideea asta de expansiune, gândiți altfel, gestionați altfel, sunteți și această împărăteasă plină de senzualitate, frumusețe și atracția, deci aveți magnetism și mai mult în această săptămână, dar sunteți și o persoană foarte calmă, neapărat calmă, ci lucidă și foarte, poate, foarte tăioasă, deci foarte important să nu lăsați mândria să devină un obstacol în calea voastră în această săptămână. Adică să nu fiți prea mândri așa de... să fiți prea orgolioși și prea egocentrici și să uitați de ceilalți, să uitați de, nu știu, de persoanele din jurul vostru, de prietenii voștri, de persoanele dragi și totuși să vă acordați, să le acordați și lor atenție, chiar dacă voi sunteți clar caracterul principal, personajul principal, mai ales în această săptămână. Dar cu regina de spate și spăzuratul poate să fie vorba și despre modul în care priviți lucrurile, modul în care veți privi aceste bucate, această bogăție care vine spre voi sau pe care voi o creați, poate voi o atrageți în viața voastră. Deci, important, poate că vin aceste bogății, poate vine această bogăție materială, în mod special, prin modul vostru de a gândi și de a pune lucrurile într-o perspectivă, în perspective diferite. Poate ăsta este una tu, mai ales în această săptămână și pe baza gândirii voastre, la regina de spade, foarte logică și cu spânzuratul, care la fel e cel care are perspectivele
altfel în viață. Prin chestiile astea a reușit să atrage și această bogăție. Dar clar urmează un nou început. Cea sămânță, voi creați, voi sunteți co-creatorul acestui început nou. Ca zodie avem balanță și taur în mod special. Avem și leu, deși leu în mod special. Gemeni, vărsător, pești, rac și cam atât. Cam astea sunt zodiile care pere pentru voi. O săptămână interesantă, o săptămână plină de cunoaștere și de a fi așa în lumina reflectoarelor, de a fi plin de iubire și parcă simți și iubirea asta din exteriorul vostru. Și admirație. Mai ales, veți fi foarte atrăgători, așa simt, veți fi foarte atrăgători și energia voastră va fi foarte atractivă, foarte atrăgătoare, dar și voi. Veți avea un magnetism și se trezește ceva în voi în această săptămână. Cam atât pentru voi, dragilor, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem data viitoare.